Bună dimineața, este 10.23, la 10.30 se termină micul dejun, ne ducem un pic să ciugulim sau să bem un car cafea. Am dormit până mai târziu. Atâția și pe rog să cam uitat în cameră. Da, începem ziua. Hai să că te-am uitat. De la mic dejun mai mergem în cameră, ne întindem un pic și ne pregătim de vizitat. Suntem super sănătoși. O descălțăm pe Ruxica. Ne mai băgăm un pătuț. Este 10.56. Nu-i nimic, lasă-l așa prins. Mai dormim măcar 20 de minute. Bine. Am fost până în cameră să-mi iau ochelarii, să mă dau cu parfum, că uitasem. M-am echipat super bine astăzi, am o bluză pe dedesubt, una pe deasupra, blugii fără rupturi, pentru că mi-a intrat super, super mult frig pe la rupturi. Sunt pregătit de plimbare toată ziua. Ieri am făcut 13 km de mers pe jos și prin frig și prin ploaie. Azi vreau să fiu total pregătit și echipat de plimbarea în Istanbul pe vremea asta neprielnică. Ăștia cu Uber-ul și cu taxi-ul, nimic, nu înțeleg nici după poze, nici după nimic. Mai căutăm un taxi, că n-avem nicio șansă altfel. Am ajuns în curtea interioară a paletului, este foarte drăguț, având în vedere că am fost și în aprilie, și în noiembrie, și în decembrie, adică noiembrie a fost ieri. Da, cred că e mișto să venim de 3 ori pe an, în 3 luni diferite într-un an. Cred că o să mergem și la noi, e destul de aproape de noi, adică putem să mergem și cu mașina. Poate să și facem niște cumpărături pentru casă. Da. E mai bine azi, că aici sunt 4 grade, nu mai plouă, nu mai bate vântul. Putem să vizităm liniștiți. Mișto, au niște tonomate de bilete, unde poți să plătești cu cardul și nu stai la coadă. Data trecută era o coadă destul de mare, acum nu e nimeni. Asta e coada. Care nu e. I-a luat trepiedul, microfonul. Așa e când umbli cu aparate prea profesionale pentru... A rămas chel. Palat. Am bine că nu mi-a luat și geacă și șapcă. Și nu, lasă. Hai, lasă că-ți dau eu cadrele mele. Dar nu mă că pot să filmez, doar că... I-a luat și obiectivul.
Very nice. Thank you. Thank you. Mamă, ne-a adus câteri bombe cu tale. Așa arată o masă corectă la un restaurant turcesc. Mie puțină foame, trebuie să recunosc, dar arată foarte, foarte bine. Am exagerat cu mâncarea și a stat prea mult, așa că am prins muzeul Hagia Sophia închisă sau biserica Blue Mosque. Ne mai plimbăm pe aici, e destul de frig. Na, bine că am văzut-o noi în aprilie când a fost. Cine se face ninja? Pregătirile de nuntă. Am ajuns la Muschia Albastră. Friguț, cred că o să stăm la coadă să intrăm. Asta e coada din spate. Asta e muschia din spate. Intrăm. Aoleu, cât de frig. Cât de cât îmbrăcat cu geacă și căciulă. Ne-a luat călua frigul dacă mergem toată ziua prin frig. Da, o vedeți și pe asta și pe asta. Îl scopea de la un ceai dansând. Ceai că... Mi-am gândit ceai fierbinte din ăla. Facem concentrat. Cum de gheață de seară la hotel. Blue Mosque style. Cerapelul cerapel. Papucei, papucei, am luat la Sabena. Și face o plimbare. O plimbare pe covor. Care se simte un pic rece, bine că nu e și ud. Mamă, e rece. E rece, dar... E moale și bun. Cred că e nou, frate. Cred că au covorul nou și nu... Păi dacă a intrat toată lumea descălțată, normal că e nou. Ne-am căzat, frig, ca de obicei. Mergem la muzeu sau oriunde, la un ceai, că nu mai pot. Un ceai dansant, nu mai, picioarele mele, nu mai stale mele. Am făcut frigul, dormim. Bine că am avut șosetele alea noi. Thank you.
Cred că o să schimb profilul vlogului în Travel It and More, pentru că toată ziua suntem în restaurante și la masă mai mult. Iar am plecat la plimbare. Fetele se opresc la Starbucks. Vor să-și ia un tea latte. Nu le mai place cafea. Ce ne-ați văzut în filmarea de mai devreme este că eu mi-am comandat două prăjituri, că pe prima am mâncat-o prea repede fără să o filmez. Sper că am meritat comanda de a doua porție și că v-a plăcut desertul meu. Sunt super full, mă duc la hotel cu Adi, Ela și Roxy. E un pic friguț. Mă derup de somn. Am mers pe jos pentru tot anul. La mulți ani, România! La mulți ani! Mergem să mâncăm la un restaurant, să vedem ce găsim. Am dormit puțin, adică eu vreo ori două. Ni s-a făcut foame, la pas. Mai mergem puțin, ne mai plimbăm și încheiem și ultima seară. Roșu. Vreo 2 km la plimbare. Iar mi-e foame. Am avut mișcare prea multă. Ce bine. Măi, Fabia, a recuperat zilele lipse de sală. Exact. Și azi parcă făcusem doar puțin kilometri, așa că... Ce sprint am în final. A trecut și somnul. Da. Chiar că... Hello, gata, am ajuns în camera de hotel. A fost o seară super mișto. Ne-am distrat cu popeștii, am mâncat de 7 ori, cred că astăzi, nu mai putem și unde pot cel mai bine să-mi închei seara decât la laptop, la editat, cu o bere. Vă pregătesc video pentru mâine, eu sunt Fabi, voi ați fost super, thank you, like and subscribe, bye!